Da, ați văzut, vorbeam la numărul 3 despre încheiere și s-a oprit camera. S-a oprit că era super încărcată. Încărcată de Carmen? Da, probabil că aveți de curățat ceva separat și legat de acest cuplu și legat de viața voastră personală până vă veți continua povestea, să zic. Faptul că eu continui e o dovadă că va fi, veți continua și voi. Ah, impactul super, super sexual. Asul de bâte și 6 de bâte. 6 și 1, 7. 7 este și combativ și defensiv. 7 trebuie să învețe să-și creeze granițe personale și când vrea să obțină ceva și obține prin 6. 6 e o victorie, 7 este păstrarea victoriei. Alt tip de luptă. Cu alte cuvinte, nu e tipic atac, ci este mai organizat. În fine, asul de bâte. Foc, foc, foc. Pasiune mare. Ce impact aveți asupra lor? Îi aprindeți. Îi aprindeți. Îi faceți combativi. Îi faceți combativi. Și geloși. N-ați fi zis, a? Sau poate că da. Dar își doresc, interesant cum simt, își doresc foarte mult acest ou. E un ou galben, poate să fie un ou de aur. Își doresc să aibă, să creați ceva valoros împreună. Dar mai simt și o posesivitate, uitați, vedeți, este un peaj în care încearcă să prindă. Poate, posibil pentru unii dintre voi, voi sunteți acest ou, Fabergé, da? Pentru cine știe. Oul acesta foarte, foarte prețios. Și vor să vă aibă cu orice chip. De-aia apare și fighting. Lupta. Armura. Nu știu câtă armură și-au pus înainte, dar acum, wow, gata, pregătită, pregătit să se lupte pentru voi. Să vă aibă, să vă posede. Și eventual să oul e o chestie sexuală, da? Și astfel de bute super sexuale. Dar nu doar atât super sexual. Oul e energie feminină în acest context, din care se naște o nouă viață, un nou univers. Ori să renașteți, dacă lucrurile s-au încheiat, apropo că s-a închis camera, să renașteți într-o nouă variantă, da? Asta își doresc, că e dorință, e foc, e dorință. Și unii ar putea să-și dorească un copil cu voi. De ce? De ce își doresc? Hai, abia aștept să fac videoclipul ăla, dar de ce doresc copil cu voi? Ca să vă aibă. Așadar, dorința este diferită. Dacă voi vreți copil cu un bărbat care dorește să vă aibă, e problema voastră. Ar mai trebui ceva să vindecați și voi. În fine. Iar la capătul setului de cărți, integritate. Da, sunteți foarte sexy. Dar sunteți și înțelepte, sunteți și feroce. Și aici personajul acesta nu înțelege că aveți o valoare dincolo de fizic și de energia sexuală care s-a consumat, se consumă între voi. Sunteți mai mult decât atât. Și trebuie să vă păstrați integritatea în acest context. Și aici este iar impactul pe care îl aveți. Da, este un impact fizic, că sunteți vulnerabile sau vulnerabili. Poate, probabil că v-ați dezgolit la un moment dat într-o anumită formă. Și asta a fost dincolo de o simplă dorință carnală, a fost mai mult. Se pare că e mai mult între voi. Aceștia cel puțin au descoperit mai mult decât niște atingeri tupe și niște satisfacții sexuale rapide. Nu mă refer la cât de rapid ați ajuns la satisfacție sexuală, să nu mă înțelegeți greșit. Cât la validarea, dorința unor cavaleri să fie validați prin acte sexuale. Nu contează cu cine, cum, când, ce, da? Și aici este una din marile probleme, integritatea. Posibil că unul dintre voi este integru, celălalt nu este integru. Și aici este și se creează și conflictul. Dar și atracția, și lecția.
Dincolo de acestea, interesant că sunt trei figuri aici. Me, poate să fie și un triunghi amoros pentru unii. Și a intrat, poate că o energie geloasă s-a infiltrat între voi și v-a despărțit posibil și asta. Dar impactul este că voi sunteți niște ființe binecuvântate, celeste, divine, de extrapământene, eventual, protejate și sunteți tot ce și-au dorit. Probabil că numai dacă, nu știu, că s-au rugat oamenii ăștia vreodată. Dar poate undeva, măcar în copilărie, când credeau și ei Moș Crăciun și Dumnezeu, poate atunci s-au rugat. Și uite, s-a împlinit acum la maturitate gândul respectiv. Să mă întâlnesc și în viața mea cu o persoană pe care o pot iubi. Ceva de genul ăsta, e o inimă care strălucește, care iese. Iese din trup, e la vedere. Asta e impactul. Voi sunteți niște ființe total diferite. Iar ce mai simt, au avut de-a face cu femei de integritate îndoielnică și prezența voastră, atingerea voastră, și nu contează cum arătați până la urmă, contează ce radiați. Dacă radiați integritate, dacă radiați divinitate, puritate și sexualitate, că și sexualitatea se manifestă și în acest context. Nu vă închipuiți că dacă ești pură, dacă ești divină, nu mai ești sexy. Nu. Dar sexualitatea se manifestă altfel. M-aș mira să nu apară chestiuni care țin de... uite că am uitat să citesc și cărțile astea care erau la capătul setului de cărți. Imediat le citesc. Imediat. Am păstrat câteva, că erau foarte multe. Acușică. Să vedeți că se confirmă. Da. Nouă de cupe. Acum își doresc o nouă relație. Vă văd valoarea. Apropo de Fabergé. Vă văd valoarea. Dincolo de focul care este între voi. Pasiunea asta, atracția asta. Extrapământean, ar spune. Doi de cupe. Ia uite ce frumos. Iar este aur între voi. E o sărutare. Săruturile voastre și îmbrățișările voastre sunt divine. Interesant ce simt. Unul deja știe, celălalt acum descoperă. Latura, îmi place jocul ăsta de cuvinte, latura, natura sa divină. Acest personaj, foarte gelos, foarte... pregătit de luptă, descoperă că în preajma voastră, măcar când vă ține în brațe, măcar când vă sărută, măcar când vă pătrunde, simte că sunteți, că sunt altfel de oameni, că luminează, că radiază și ei. Asta e, se trezește Kundalini. Asta vreau să zic că mai aveam ceva de explicat, domnule și doamne, și uite, se confirmă acum și cu acestea. Deci, 6 de bâte. Impactul. Primul impact este că își doresc să vă cucerească și să vă cucerească. Să vină să vă impresioneze, chiar să vă pețească. În fine, la capătul setului de cărți, ce era aici? Asul de cupe, fiți atenți. 10 de cupe și regele de cupe. Deci, la modul nevăzut, pentru că ce e la capătul setului de cărți, pentru mine este nevăzut, uneori nemanifestat, dar eu cred că este manifestat, dar e nevăzut. Nu vedeți voi că acești oameni au început să iubească. Asul 10 și regele de cupe. Chiar dacă au armură pe ei, ia uitați, sunt roșii, roșii ca focul. Și ochii roșii. Pasiunea asta îi face să și... Ia uite, și cupe. Acum am văzut. Și asta tot roșie. Și clepsidra. Cupa. Tot roșie. Da. Cu alte cuvinte, dintr-o... Posibil asul fiind de aventură. Aspecte care țin de integritate. Dintr-o aventură, la un moment dat, măcar din partea lor, dacă nu a voastră, nu știu a cui, se naște dragoste, măi. Se naște dragoste. Ce mai mi-arăta?
aici, la aceste de cărți. Cartea a apărut foarte expresivă. Personajul vrea să se lupte pentru voi, nu contra voastră. Chiar dacă vă vedeți așa foarte supărat, nașturile care sunt musai supărați pe voi, cât pe situație în sine. Situația însemnând că mai sunt relații karmice, mai sunt lucruri pe care voi nu le vedeți bine, în alte planuri, dar care deja nu mai contează așa de mult. Sunt în ceață, dar trebuie totuși rezolvate, clarificate. Ce spuneam? Că între voi interesați a venit turnul de două ori. O să vedeți turnul, evenimente neașteptate de două ori. Opa! V-am mai văzut o carte, imediat. Turnul. Îi dărâmați. Cu această pasiune, regina de bâte și asul de bâte și șase de bâte, a zis, voi sunteți lumină. Voi le oferiți lumină. Nu doar atractivitate. Rodia și strugurii sunt iar foarte sexuale. Simboluri foarte sexuale. Le oferiți o sexualitate sacră cu lumânarea. Pe care n-au, cred că nici n-au visat-o vreodată. Nici n-au crezut vreodată că există așa ceva. Uitați, femeia divină. Regina. Shakti, eventual. Da? Și ați venit în viața lor într-un mod neașteptat. 16 este turnul. Unde mai văzut în 16? Nu, în altă parte. Într-un mod neașteptat. Dar în moment, wow, ce, ia uitați cum iau foc. Ia uitați cum iau foc. Tot corpul e pe jar. Și se trezesc în preajma voastră și mai ales când sunteți, când vă îmbrățișați, vă salutați, faceți dragoste, trăsnete, adică trezire, trezire. Încep să gândească altfel, să simtă, să-și dorească alte lucruri. Ce își doresc dacă au fost cavaleri, dacă au fost oameni lipsiți de integritate, vor asul de monede, vor să fie stabili. Pentru că voi le oferiți, le puneți pe tavă multe opțiuni, multe posibilități. Și iar, totul începe printr-un magnetism aparte între voi, dar se ajunge la altceva. Iar, îi chemați la introspecție. Și nu doar că îi chemați la introspecție, ei văd în voi, aici sunteți și voi, sunt și ei, că și ei trebuie să ajungă să fie calmi. Că acum sunt foarte agitați și foarte nervoși. Trebuie să ajungă să fie calmi. Apele voastre sunt calme înăuntru. Chiar dacă în jurul vostru e scandal, sunt discuții, sunt oameni care bârfesc la 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 la, inclusiv ei pot să aibă accese sau eu știu ce ar putea să se întâmple, voi în interiorul vostru sunteți calmi. Ia uitați. Sunteți protejate. Și asta simt ei când vă sărutați. Ia. Vedeți? Când vă sărutați. Și lumina divină și pace interioară. Și își doresc să participe patru de bătăie, un cuplu stabil, dar bazat nu pe chestiuni financiare și convenții, ci pe implicare, pe pasiune, pe sexualitate, pe bucurie, pe ce mai vreți voi. Iar apare regele de monede, abundența. Iar dorința de implicare. Acestea urmează să se manifeste. Sunt la capătul setului de cărți. Urmează să se manifeste. Deocamdată prima carte la capătul setului de cărți este turnul. Lumea lor veche se dărâmă. Și sunt conștienți că sunt treziți la altceva. Interesant este că, iar, apare o nouă lume în care văd dincolo de iluzii. 20-21. Dincolo de iluzii văd. Ce mai era Pacilea? Pacilea? Acilea. Am pierdut ceva? Nu. A, și regina de monede. Și regele de monede. Da, vor să fiți împreună. Să faceți un cuplu stabil. Regele și regina de monede. Ia uitați. Apar în două seturi diferite. Tot la capătul setului de cărți. Și aici este tot ca o lume, o nouă lume. O nouă lume
Cea veche se dărâmă, o nouă lume se va naște, în mintea lor deja s-a născut, în care voi puteți să fiți împreună stabili, asul de monede e aici, și să creați ceva valoros, pe care ei vor fi tot timpul pregătiți. Fighting ăsta este reprezentat și de Spider, de Păianjen. Tot timpul vor fi pregătiți să vă apere și pe voi și ceea ce veți crea de acum încolo. Stimulați într-o direcție foarte bună. Foarte bună. Wow. Ce mai venise? 9 de monede, independența. Dacă au fost într-un cuplu karmic, dacă au fost căsătoriți, sau dacă au primit bani din altă parte, nu știu ce e cu viața lor, își doresc chiar să fie independenți. Am văzut regele și regina de monede. Dacă au fost într-un cuplu, ei vor să fie în cuplu cu voi, nu cu aceea. Dar pentru asta trebuie să treacă prin faza de 9 de monede, independență. Le stimulați dorința de independență, de a fi, și nu doar independență financiară, de creștere. No, expansiune, creștere. Și ce era? Și judecata mai era? Ce era? Da, judecata și doi de cupe. Ia uite, da. Judecata, doi de cupe, doi de spade și șapte de cupe. Confuzie, opțiune. Acești oameni, am zis, apropo de integritate, au avut multe opțiuni. Dar tocmai interesant, tocmai pentru că au avut multe opțiuni, acum pot să facă diferența că voi sunteți very special. Am zis că sunteți din afara spațiului venit special în plan terestru pentru ei, eventual. Și acum poate fac un pic de mișto, poate glumesc, dar poate chiar adevărat. Poate nu musai sunteți flăcări gemene, că apare patru de bâte, dar poate sunteți două tipuri de îngeri. E, și ei din îngerii de căzuți trebuie să se transforme. Dar deocamdată, și nu e vorba de transformarea, moarte și renaștere, e vorba de trezire. Vedeți, iar apare turnul la capătul setului de cărți, iar a apărut turnul, turnul, trezirea. Din convenții, din lipsa integrității sau eu știu ce viață au avut ei. Șase de cera, șase de spade și opt de bute. Da. Da, vor, șase de spade și opt de pute. Vor să lase tot ce este tulbur, tot ce e lipsit de integritate, tot ce este confuz, vor să lase în spate și să vină spre voi, opt de pute. Iar e o trezire. Am pus multe cărți pe masă. Dar hai să vedem totuși. Iar judecata. Ce mai simt? Ce, care e impactul? Impactul pe care îl creați asupra lor. Hai să mai vorbim un pic de impact. Am zis independența, dorința de independență, de a fi independenți financiar și nu doar independenți, de a crea valori. Impactul este că încep să vadă dincolo, iar asta e foarte important. Dincolo, văd dincolo de aparențe de iluzii. Apar confuzii, doi de spade și judecata. Judecata judecă. Dacă înainte erau ca... Ah, interesant, am zis de îngeri. Poate nu sunteți flăcări gemene, poate sunteți îngeri. Agățați în spațiu. Bă, ce-mi place lucrarea asta. Bine, eu am făcut-o. Îmi plac lucrările mele. Am dat-o cadou la o tipă. În fine. Sunteți îngeri, agățați în spațiul terestru. Și divinitatea v-au tulburat așa un pic stările, apele, emoțiile și pasiunea. Vedeți roșu și albastru, emoțiile și focul interior. Divinitatea v-a tulburat un pic, v-a adus, interesant, aici sunt doi îngeri, v-a adus față în față. Însă unul deja știe ce are de făcut, celălalt încă e în umbră. Vai. Dar aveți de creat ceva foarte important aici. Asta e grădina pe care o veți crea împreună. Într-o anumită formă. Nu știu muză dacă veți fi căsătoriți, dar veți crea ceva împreună. Asta e clar. Doi de cupe poate să fie și colaborare. Dar în aceste de cărți totuși nu e colaborare, este un sărut. Și v-ați ales sărutul, îmbrățișarea.
momentele sexy, sexuale dintre voi. Care impactul învață să blocheze confuziile, inclusiv confuziile din capul lor, din capul altora, din viața lor, din viața altora. Confuziile și își blochează, ei singuri blochează, nu voi. Ei își blochează opțiunile, pentru că învață să judece, să simtă. Și asta? Nu știu cât ați vorbit despre una, despre alta, dar impactul cel mai mare îl are îmbrățișarea, sărutul și contactul fizic, sexual dintre voi. E așa, se informează. E ca și când bagi în laptop sau în calculator, bagi stick-ul, apropo de act sexual. Gata. Începe informarea. Ia, curățăm cărțile pentru numărul 3. Ce impact aveți? Aveți un impact foarte puternic. Au venit multe cărți. Ar mai trebui să mai vorbesc încă vreo oră despre toate, dar... Toate arată transformare. Nu trebuie să... Ia uite, 4 de pute, măi. Da, vor stabilitate. Vor stabilitate. E aici ca un ochi. Deja văd. Poate să se deblochează anumite chakre în această perioadă. Poate chiar în acest... Ah, interesant, da. În acest moment, în această perioadă. Vedeți? Și aici. Se deschide al treilea ochi într-o anumită formă, într-un anumit grad. Și încep să vadă. Eventual și ei văd. Ia uite, și aici e meditație. Văd lucruri pe care nu le-au văzut despre ceilalți dincolo de iluzii. Îi văd pe ceilalți mai negri, mai sumbri, mai agresivi decât îi vedeau înainte. Le văd aura, interesant. Își văd, vă văd vouă aura. Poate sunt chiar ei într-un anumit viitor sau poate chiar în prezent, într-o anumită formă energetică. Văd că au și ei o aură. Iar un ochi și 4 de bâte. Dorința de a vă proteja. Pentru că aveți ceva de făcut și de radiat împreună. Ia uite, 5 de bâte, conflicte, moarte. Că vorbeam de moarte, au apărut toate cărțile care să sugereze moarte și renaștere. Și tot așa un schelet interesant, da? Drăguțe, o confirmare. Da, trec prin mari transformări, descopere dragoste. Regele de cupe. Și oare parcă a mai apărut? Nu mai știu. Asul de cupe. Uite-l aici. Da, a apărut. Regele de două ori. Vorbim despre un bărbat acum. Că apare regele în mod special. Asul de cupe. 10 de cupe. Încep să simtă. Foarte profund. Nevoia de stabilitate și de fericire în cuplu. Să nu mai stea în cuplul în care se ceartă, se împacă, se culcă, iar se ceartă, iar se înjură. Adică, voi nu e ce e asta? Aia nu e relație. Hai să mai vedem. Curățăm cărțile. Ce impact aveți? Profund, profund. Și în acest moment, cărțile, sunt multe cărți care arată că sunt în plină trezire. Și au conflicte interioare și cu cei și interioare și exterioare, conflicte, turnul, trăsnete, aruncă. Începe eventual să arunce oameni din spațiul lor sacru, din sufletul lor. A, tu m-ai trădat, vâști. Tu mi-ai vorbit nu știu cum, vâști, tu n-ai crezut în mine, vâști. Ceva de genul ăsta, așa văd, nu știu, așa văd. Nu, nu. Ce rost are să te mai țin în suflet tu, care mi-ai vorbit nu știu cum și m-ai desconsiderat? Uite, persoana aceasta, despre care voi, da? A avut încredere, m-a îmbrățișat, am simțit dragostea. Lângă tine n-am simțit dragostea, doar m-ai jignit, chestia de genul ăsta. Tu m-ai îndemnat să fac cu tare lucru, tu nu ai fost lângă mine când așa, pac, făști, văști, văști. Face un soi de curățenie în spațiul sacru, aș spune. Ce impact aveți asupra lor? O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, regele de cupe, iar a treia oară!
Și 6 de bâte a doua oară. Deci voi sunteți victorioși și vor și ei să fie. Ca să fie parteneri egali. Nu vor să nu fie parteneriat egal. Regele de spade se gândesc la o strategie cum să vină, să construiască o nouă viață, să lase iar 6 de spade a doua oară. 7 de, să lase confuziile. 7 de cupe a doua oară. Hai să le punem la loc și să tăiem, că n-am tăiat. Le-am amestecat un pic astea, am amestecat, am tulburat un pic apele. Ce impact extraordinar, marele preot. Marele preot înseamnă căsătorie, într-adevăr, dar a zis să crește spiritual. Nu știu câte meditație fac, poate nu fac, dar nu trebuie să crești spiritual prin meditație. Bine, e o tehnică, dar poți să crești, să urci scările, tu, stairway to heaven, da? Oricum, clar că sunt în aici, în rai, în al cincilea, nu știu, rai, al câtelea rai, că sunt cu voi, totul e altfel. Da, când sunt cu voi, nu mai sunt aici pe pământ, ei sunt acolo. Și cred că și voi știți, știți că și voi sunteți tot acolo. Amândoi sunteți acolo, în alte dimensiuni. De acolo de unde veniți. Că, am zis, nu știu, interesant. Știți că nu sunt doar flăcări gemene aici pe pământ, sunt și îngeri. Sau star seeds, dacă v-ați documentat. Își doresc stabilitate, clar. Le dați bucurie, le dați încredere, le dați, nu știu, le faceți viața mai dulce, mai frumoasă, roz. Văd roz în jur. Bine, acum sunt un pic angeloși. Dar o să le treacă, o să vadă dincolo de iluzie și o să le treacă. Sau, uneori, pot să fie și geloși. Se întâmplă. E normal să fii și gelos. Nu? Când ești gelos, deja vrei exclusivitate. Și nu mai vrei aventuri, nu mai vrei chestii trecătoare. Oricum, dacă nu e acum, se va întâmpla cât de curând. Toate aceste lucruri se vor întâmpla. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, ați ascultat și prima parte, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau.